20 de autovehicule cu probleme grave au fost depistate de inspectorii RAR circulând pe drumurile publice. Acestea reprezentau un pericol iminent de producere a accidentelor, așa că reprezentanții instituției au luat măsura de a retrage proprietarilor certificatul de înmatriculare a mașinilor pentru realizarea unei inspecții tehnice. În total au fost verificate peste 700 de automobile și s-a constatat că 77% dintre ele aveau diferite neconformități de natură tehnică. Cele mai frecvente abateri constatate de inspectori au fost legate de proasta funcționare a dispozitivelor de iluminare și semnalizare, starea corespunzătoare a șasiului, a caroseriei sau opneurilor, jocuri anormale la direcție sau defecțiune ale sistemului de frânare. Ca urmare a controlelor, poliția rutieră a reținut 65 de certificate de înmatriculare, 3 permise de conducere și a aplicat 316 amenzi.